pentru această întâlnire și mai ales pentru maniera în care a fost ea făcută? Nu, e o chestiune din punct de vedere diplomatic despre care n-am mai auzit, dintr-un simplu motiv. Trebuie să plecăm de la premisa că doamna Chioveși este un demnitar al statului român. Există, a existat, cred că se mai manifestă situații, tradiția ca tip din Occident venind în țări precum Rusia, nu la noi. În țări care sunt suspectate că au probleme cu opoziția, să se întâlnească separat la ambasadă, dar atunci se anunță, se comunică, deci să se întâlnească în afara programului stabilit cu ONG-uri, cu presă. Da, asta e. În cazul de față, pe de o parte, România nu e o țară suspectă din punct de vedere democratic, domnul ministru a venit la o țară prietenă, și mult mai grav, mult mai bizar este faptul că doamna Chioveși este demnitar al statului român. La fel de bine se putea întâlni în secret cu, nu știu, zice dumneavoastră, orice ministru din România, uite, cu cel de la protecția consumatorului. Părerea mea este că o asemenea întâlnire îi servea ca sprijin public dacă era oficial anunțat. Deci aici este o altă ciudățenie. Dacă vrei să arăți că tu, Codruța Chioveși, e sprijinită de un dita mai ministru de externe al Franței, atunci această întâlnire se face publică. Adică chiar se ține și o conferință de presă. După faptul că s-a întâlnit în secret, sigur că s-a aflat, dar s-a întâlnit fără a avea un comunicat oficial la insistența ambasadoarei, și aici este un lucru ciudat, când ești ministru de externe, știu, domnul Pașcu a fost ministru apărării, nu cred că se ducea undeva, venea portarul de la ambasadă și zicea, domnule, vreau să vă vad o vânzătoare de flori, nu vreți să cumpărați niște flori? Nu, că dacă nu voia ăla, nu voia, dar să ne lămurim, până ambasadoarea lor, doamne, vreau să vă mutăm din România? Nu. Părerea mea este că între cei doi e o legătură, e în legătură cu IADS-ul, el a răspuns de acest domeniu înainte și de-aia și-a acceptat. Hai să fim serioși, nu accepta, putea să stea, ambasadoarea putea să stea și în cap, e totuși e subordonată domnului respectiv. Eu aș adăuga la acest dosar cu francezii un alt dosar care a murit, este dosarul Apanova. El a început, dacă nu mă înșel, prin 2014 sau 2015 cu tărăboiul ăla, și acolo sunt implicați francezii. Și doamna Chioveși și de atunci, băi, au plecat din țară. Mai știi ceva de dosarul ăsta Apanova? Nu. Vă atrag însă atenția că doamna Chioveși are o mult mai puternică legătură, nu cu francezii, ci cu CIA, pentru că în calitate de procuror general a mușamalizat ancheta privind închisorile CIA din România. Acolo este cheia sprijinului de care se bucură ea la unitățile militare din America. A fost atunci o anchetă pe baza acelui scandal creat în Europa și ancheta până la urmă s-a soldat cu faptul că la noi n-au fost închisori secrete. Cred că aceasta este cauza. În legătură cu ce spunea domnul Ciubic, vreau să-l dezamăgesc, nu are legătură cu dosarul IADS, are legătură cu dosarul care se pregătește lui Tăricianu. Se lucrează la un dosar disjunct în IADS, în sensul că se suspectează, țineți minte că a fost și o percheziție atunci la oameni apropiați domnului Tăricianu. Acum câțiva ani. Și, nu? Da, și domnul Ciubic, nu numai dânsul, s-au mai cerut și altora documente din care aveau avut cât de cât legătură cu campania electorală și s-a căutat să se vadă, sper că nu o să supere domnul Dan Andronic, dacă nu cumva domnul Ciuvică n-a prestat, eu spun ce știu, dacă nu cumva firma domnului Ciuvică de fapt a fost ca la Șova, nu știu domnul Ciuvică, înțelegi? Adică zice că dumneavoastră ați luat niște bani, nu-i așa? Fără să de muncim la, pentru ei sau ceva. Așa, de la firma domnului Dan Andronic și de fapt era un fel de mituire de către dumneavoastră a domnului Tăricianu că ați lucrat pe gratis pentru el, cam în genul ăsta
Asta este bănuiala, dar... Dar au folosit, ca la abrevierile alea, dosarul EADS. Da, el este dirjuns pentru că ei, mă rog, piesa aia de teatru care o pregătesc ei, că ei sunt mari scenariști, spun, de Hollywood, așa, de film, este că din banii ăia, prin domnul fost șef al SIE, care a făcut și a fost și el percheționat atunci, ar fi luat domnul Tăriceanu, care domnul Tăriceanu după asta, sigur că în timpul campaniei electorale ar fi, dar oricum ținta, vă spun 100%, este domnul Tăriceanu, se lucrează de zor la acest dosar de adres. Asta înseamnă că sunt absolut convinși că dosarul pe care îl au făcut lui Tăriceanu și pentru care este numit penal de către președintele României și șleactea de propagandiști, e clar că se duce dracului dosarul ăsta, că se bazează pe nimic. Nu nevoie de altul. Păi, bun, e o miserie de dosar la cumărturia mincinoasă și probabil că, având această certitudine, e nevoie să facă dosare în cascandă. Domnule Ion Cristoiu, credeți? Deci, vreau să vă spun un singur lucru. 99% dintre faptele care nouă ni se par ciudate la ora actuală au legături cu campania domnului Klaus Iohannis. Pe partea dreaptă se încearcă o eliminare a tuturor posibililor concurenți, așa se explică și așa numită acuzație de securist făcută domnului președinte al Academiei. Să nu uităm că domnul Popescu este un naționalist din ăsta, așa, chiar bun mediatic, probabil că l-a suspectat. E o campanie împotriva, prin Georgescu, împotriva lui Maior, care și el poate fi potențial, și, evident, ținta numărul unu este domnul Tăriceanu, pentru că toate sondajele arată că ea și de la, sunteți de acord, și de la dreapta și de la stânga. Și atunci se pregătește terenul în așa fel încât, nu știu, el va avea pe concurent, nu știu, spune dumneavoastră pe cineva de acolo. Da, oricum, e de bine pentru Tăriceanu, că înseamnă că a fost un prim-ministru.